Comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Sălaj au desfășurat în perioada 15-24 aprilie acțiuni de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare, prezentare, publicitate și comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale, respectiv carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată și produse din cacao, tablete și figurine pe bază de cacao și grăsimi vegetale, produse de patiserie, cozonac, pască, chec, fursecuri, pește și produse din pește. Acțiunea de control s-a desfășurat la 31 de operatori economici din județ, o parte dintre controle fiind efectuate în colaborare cu DSVSA Sălaj și DSP Sălaj. În urma controlului, comisarii au oprit temporar de la comercializare până la remedierea deficiențelor și intrarea în legalitate a 345 kg de produse alimentare în valoare de 7.798 lei și au oprit definitiv de la comercializare și scoaterea din circuitul consumului uman a unor produse în valoare de 1.880 lei. În urma controlului au fost aplicate 9 avertismente și 13 amenzi contravenționale în valoare de 30.400 lei. Printre deficiențele constatate cu ocazia controlului s-au numărat depozitarea unor produse în afara spațiilor frigorifice și neasigurarea temperaturii de păstrare impuse de producător, neredactarea în limba română a principalelor elemente de identificare și caracterizare, precum și expunerea la comercializare a unor produse care prezentau data durabilității minimale expirate.